dimineața și bine ați revenit pe canalul nostru. Astăzi o nouă zi pe baltă. Suntem pe lacul Pleașa. Suntem la o partidă de test împreună cu un bun prieten. Astăzi vom testa o nadă care nu pot să vă spun deocamdată prea multe pentru că acum pescuiesc pentru prima dată și eu cu ea. Voi pescui în această partidă. Vreau să văd rezultatele, chiar sunt curios. Nada miroase foarte bine, colează foarte bine din ce am văzut. Rămâne de văzut ce ne rezervă ziua de azi, partida aceasta. Sperăm ca și peștii să mănânce. S-a strâns, e puternică nada Cristi, degeaba zici tu așa, dar contează 4-5 metodul 10. Eu mă bucur. Mă bucur că e ce trebuie. Da, nu prea pare. Funcționează amândouă. Da, dar nu prea pare. În filmare. Da, mă, David, da. Mic, mare, copii, mănâncă. Ce, mă, ăla? De ce viteză vă avem? Libelulă. Nu cred că e libelulă, cred că e altceva. E viesp. Sunt două viespi. Da? Două viespi. Am schimbat și cărlii. Era și caz. Jos pe scaun, să nu mai miști. Mamă, păi tu dă-te seama acum. Uite mâna săptămâna viitoare. Genocid. Uai, pe cealaltă scoasă? Nu. Vezi că vă coiam acolo. E peste ea. Ia vezi, poți sub ea? Poți sub ea. Bagă vârful în apă, bagă vârful în apă, lansă-te și trage-l. Ăla e! O, ce frumos e, mă! O, e mai mare ăsta! E mai îngrătăt! Oho, îngrăsan! Îngrăsan bine! Thank you.
I-am dat nicio șansă. Amator de pescuit nu i-a dat nicio șansă. L-a executat și l-a parcat într-un stil barbar. Ia uite-l. Baboiul. Ce frumos e. Grăsuț. Baboi de plașă. Bă, dar asta filmează, nu? Asta nu. Tot la tigaie ajunge. Tot în baltă ajunge. Așa, mă. Ușor, ușor, dă-i un pic de fir, dacă... Dă-i un pic de fir, că nu știi cât de mare e. E nervos. Ia-l ușor aici, dă-i un pic de fir. Te ajută cu minciogul, Cristi. Nu e foarte mare, dar e ciurtan. Da, dar știi cum e zice, mic mare copii mănâncă. Că e scoasa mea. Așa. Vezi cum te trage rechimul în baltă. Ușor, ușor, ușor. Nu te grăbi, nu trage așa. Lasă-l ușor. Lasă, ducă. Lasă-l ușor. Lasă. Hai că și ăsta e tot pe cârlic barbles. Ai grijă. Nu, e că n-am scăpat. N-am avut rateuri. Ideea e să nu-l lase moale, știi? Da, da, da. Nu e chiar mic, băi. Nu e chiar mic. Păi de-aia. Ușor, ușor, ușor. Bravo! Bravo, David. Bravo, tati. Încă un drill la juniorul. Tot paia neagră? Da. Nu, dar și la cealaltă a dat, ai văzut, am avut trăsături și pe cealaltă. Numai că probabil e peștele. E peștele aici, aproape. E pe zona aici. Ușor, nu te grăbi. L-ai scăpat? Păi... Mulinează dacă vine spre mal. Ia-o spre dreapta, ușor că se duce peste aia-ilaltă. Păi aia e David, în partea cealaltă, așa. Nu te grăbi, ia-l ușor, trage ușor de el. Mai ține-l. A luat-o pe cealaltă. A luat-o pe aia altă, da. Ține vârful spre apă. Fii atent, că o ridic eu pe asta. Așa, da, 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 cu vârful spre apă și trage-o pe sufir, ușor. Vrea, tati, ia-l ușor așa, că nu... Mai ține-l, nu mulina, ține-l din băț. Din bățul minune. Gata, șef. Hai, du-te în stânga.
Așa. Nu lăsa să se ducă peste celelalte. Deci nu vreau, da. Dai un pic. Ia, ușurel, ușurel. Am uscat. Asta frâna deschisă, să ia fix dacă... L-ai văzut? Un ciortanel. Ușor, la Duluncoa nu veni cu el așa. David, nu trage de el, lasă-l ușor pe el, mai lasă-i fir. Așa, gata. Bravo, David! Bravo, tati! Deci face treaba Nadalul, domnul Cristi. Cum se va numi Cristi? Te-ai gândit? M-ai gândit. Mai analizăm, mai. N-ai știut unde să o bagă. Da, la transport. Ce mări mai e mișto. E mai mare ca viagătura. Partidă, o partidă frumoasă, cu activitate. Spre seară s-au cam tăiat prezentările, dar asta este. Vremea a fost foarte frumoasă astăzi, plăcută. Vântul nu a adiat absolut deloc. Soarele nu ne-a bătut în cap. A fost o zi semi-norată frumoasă. Ce rămâne de făcut decât să ne vedem cu bine data viitoare și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă salut, toate cele bune!